Băi, ai dreptate, asta în orașul nostru, ai de capul meu, ce aici, frate? Nu Bă, știu unde ce să sunte. facem? Nu știu. Mă, sigur asta nu-i raiul? Adică, nu știu. Nu cred că ninge și frig în rai, nu te supăra. Nu cred că Da, sunt asta chestii da. distruse prin rai. Adică, uite, sunt Și... animale, totul e capul Preistoric. Voi lume, vedeți normal. că suntem undeva pe... Bă, este ocean, sau mare, sau lac, Dumnezeu Da. știe. Suntem pe malul apei, cu o bucată din clădirea reactorului, Exact, adică expozată. de cine este toată clădirea? Nu Ce știu, s-a mie mi se întâmplat? pare că suntem într-un peisaj preistoric. Dai. Efectiv. E... Ce s-a... Ce Bă. țineți voi minte ultima dată? Nu știu, Bă, eu... ultima dată Nu țin minte mi-am că... amintesc că am activat, am făcut fuziunea și după aia totul e în ceață. Bă, eu și eu Băieți, n-am se face făcut așa. noapte. Și văd Haideți mob, să găsim un băieți. loc Nu, de nu știm adăpost. ce găsim aici noaptea și, sincer, mie mi-e frică, deci... Eu zic Bă! să ne facem un Zombie. adăpost. Oh, e un zombie și vine spre noi. Serios? Să găsim un adăpost. Uite, Unde? adăpostul ăsta pare Schelete! destul de bun. Trebuie neapărat adăpost. Oh, Repede, perfect. repede. Aici este un adăpost destul de bun. Uf, Zic eu. bravo. Băieți, am putea construi cu pământ. Poate merge. Da. Să blocăm ieșirile, poate, să nu intre frig. Da, Aoleo, merge. de la fizică nucleară am ajuns în epoca de piatră construit cu pământ. Sunt monștri, o să murim! Trebuie O să ne să murim! adaptăm, Roni. Oni! Revinoți! Ok, Aoleo. trebuie să ne baricadăm aici repede, Am ne baricadăm blocat o puțin teren intrare. cu pământ, punem aici pământ, ne baricadăm. Să vedem ce facem, băieți, nu știu ce să spun, adică, mă, pare ca și cum ar fi lumea noastră, adică, Pare cam sunt aceia monștri la zombie. urcă. Eu m-am uitat la apus, la cer, m-am uitat și puțin la constelații mai devreme. Se văd tare rău pentru că ninge, dar ca poziție geografică noi suntem, să știți, în același loc pe planeta noastră. Exact. Deci... Băieți, mie unul mi se face. Nu am ieșit din adăpost. Asta înseamnă două lucruri. Ori am ajuns în viitor și chestia asta s-a întâmplat, ori am ajuns Puțin în probabil. trecut, Oh, doamne. unde... Cred că procentul ăla de 2% de care vorbeai... Nu! Nu, nu spuneți! Nu, 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 nu! Ce s-a Nu! întâmplat? Ce s-a Nu! întâmplat? Mă sperii. Nu suntem... Stai, cum ne mai întoarcem? Nu, nu, nu Probabil. suntem pierduți! Andrei, Andrei, Nu suntem alarmează. Revino-ți, gata, Nu ne Andrei, Andrei, întoarcem, nu revino-ți, mai gata, avem n-are nicio să șansă, nu mai avem panicăm. nicio șansă. Nu mai. Bă, Bă, deci Andrei, noi, avem... indiferent de ce s-a întâmplat, trebuie să supraviețuim, trebuie să ne organizăm, să supraviețuim. Asta este, nu avem ce face, trebuie să găsim o modalitate să supraviețuim. Na, Cine până știe când... ce se întâmplă seara pe aici? Cumva am ajuns în trecut. Deci... Nu cred că asta este trecutul. Ceea ce... Nu știu, eu oricum noaptea văd că e pericol să mergem. Eu zic că cel mai bine ne punem la drum mâine dimineață. Trebuie să, nu știu, trebuie să supraviețuim, ok? Trebuie să ne întoarcem acasă pentru familiile noastre. Dar, na. Până una alta să facem cumva Exact. să... Pe bun, băieți, ne punem la drum mâine dimineață. Ce spuneți? Ar fi cel mai Da, bine așa. oricum Păi locul da, ăsta ce este avem de... groaznic pentru supraviețuit. Uitați-vă, nu putem supraviețui Nu. 6 Și, într-un așa loc. fraților, pe mine Este cel puțin mă foarte doare frig burta. aici. Exact. Mi-este cam foame. Și Trebuie mie. să... Mi-este Ok, frig. trebuie să găsim un loc nou pentru a ne stabili momentan De până când... restaurantul? Unde e restaurantul? Vreau să mănânc! Revină-ți, Mă bă! rog! Termină, Să beau cafeaua. bă! Bă, Uite, asta eu zic este. Ne să luăm punem la la revedere de picare. la luxul Da, vieții bine, moderne. băieți. Deci, Eu zic până să când punem la reușim să picare. reparăm terminalul, eu spun că trebuie să supraviețuim în primul rând, după vedem ce Da. facem, dar Da. aici nu putem face chestia asta și cel mai bine ne punem la drum mâine dimineață. Ce spuneți? Toți de acord? Da, așa e Da, cel mai da, bine. da. Păi, Bă, eu sunt obosit, mă pun să mă culc. hai la Nu nani știu. toți pe jos, ce să facem astea scondițele, băieți? Asta e Eu zic capul. că puțin odihnă merge. Da. Ok, Noapte bună. noapte bună. Noapte bună, Noapte băieți. bună. Noapte bună. Și bine v-am găsit, oameni buni, la începutul noii noastre serii de pierduți în timp, alături de mai multe persoane, printre care Red, Bă, mie mi-e foame. Ronnie, Eddie, Salut! Ase Mădălin, Ciao, bă! Trex Salut, Giugiu! și toată lumea să aplaude. Wow, what the fuck? Bă, da, am zis să aplaudați, nu să dați în mine. E aceeași Am chestie. aplaudat, dar numai cu o mână, ca a doua nu se mișcă, nu știu cum Bă, dar mi-e foame, mă, mi-e e. foame. No, bă, vrazor, presupun că mulți doriți explicații să înțelegeți ce-i cu seria asta și ce o să facem aici. Foarte multe persoane au crezut că este o serie roleplay.
Adică, pur și simplu, o să fie numai scene regizate sau ceva de genul, nu, frate. Pur și simplu, am decis să fie o poveste interesantă, să cădem cu toții de acord la, cu privire la un anumit aspect și aici vom juca roleplay, bine, vor mai fi și parte, pu, vom juca survival. Păi dacă vorbesc numai eu, for fuck's sake. Normal că vorbești numai tu, că n-am vrut să intrăm peste tine. Va continua, da, și povestea, ideea e că trebuie să ne întoarcem la noi în lume, vedem ce se va întâmpla acolo și până atunci trebuie să supraviețuim. Și am venit până aici la mama naibii, am omorât niște găini cu mâna și cred că ultima porție de mâncărică tocmai am mâncat-o și mor și de viață și de foame și de tot. Vezi de la început că mi-e foame, dar voi nu m-ați ascultat. Aolo, bă. Uite, uite, vaci. Te vaci, vaci acolo. Unde? Mm-hmm. Vacile nu se omoară. Da, bun, deci, nu știu, ce, ce mai trebuie să explicăm în legătură cu această serie? Mă, ideea e următoarea, o să fie un SMP cu mai multe scene regizate, dar în mare parte SMP. Mai multe, cu câteva. Câteva. Practic, oricum, câteva n-o să... Așa, da. Așa cum am făcut povestea de până acum, vor mai exista peste 10 episoade, că trebuie să continuăm cumva, o să vedem cum facem să fie interesant și în momentan, bă, ce ziceți, ne facem aici un sătuc? Ideea principală e că vrem să ne facem toți casele cam prin același loc, să ne facem un sat, numai al nostru, să supraviețuim și în cele din urmă să ne întoarcem în lumea de unde am venit, când vom putea repara acel terminal, să vedem ce e pe acolo, nu? Adică chiar să fie un SMP, nu facem un episod, două împreună, după care fiecare cu... Exact. Singura. Sau da, singur. Păi exact, ideea de SMP, da, e să rămân multiplayer, mai mulți, nu singuri. Și în principiu cam de aceea am decis să începem o serie, care a săpale? Bă, ce? Nu te-am văzut. Ce om rău, o să mor de foame în curând. Nu! Mamă, eu l-am... Bă, așa fac PvP, mă, ești nebun? Da. Uite, bă, uite ce loc fain, bă, suntem lângă plajă, e șmecher aici. Bă, am putea să începem să ne facem o fermă de grâu ceva. Păi da, ca să ne apucăm să ne facem avem, și... Avem, nu cred că avem lupi, avem găini, avem vaci. Am o sămânță, am o sămânță! Am două! Perfect, ia găinile cu sămânța aia. Ia găinile. Bă, eu o să mor de foame. De fapt, fac acum rost de mâncare. Păi, fraților, și mi-am pus și shader. Ceva șmecherie aici. Bă, ăsta-i copacul meu, să nu mi-l distrugeți. Îmi dă soare flash-uri. Hai de capul meu. Soarele îmi dă flash-uri. Ăsta-i copacul meu aici. Eu dacă îmi pun textura aia, cred că râde toată lumea de mine. Nu textura, shader-ul ăla, dă-mi dă pente pe ecran. Bă, în principiu, în principiu am decis să deschidem o astfel de serie cu toții pentru că... Nu știu, am vrut să facem ceva mai special, știți? De aceea ne-am decis să facem și o poveste, să continuăm povestea. Dar mie cel puțin mi se pare foarte interesant și am văzut că și vouă v-a plăcut în primele noastre clipuri. Yep. Toate șmecherile oare ar trebui să le păstrăm, să le povestim și despre mapă? Bă... Apropo, nu este nimic modat. Mapa este generată așa. Practic, noi jucăm survival, multiplayer și am decis să dăm și noi mă. Că altfel eram doar o adunătură care joacă SMP pe mapă și atât. Hai să punem și o poveste în spate. Bazat pe o poveste. Și altă chestie ce o să mai includ de seria asta o să fie explorarea, nu o să stăm în același loc, deoarece e o mapă foarte mare. Deci, oricum cred că toată lumea și-a dat deja seama că nu este o mapă generată automat de Minecraft, ci este o mapă custom. E foarte tare mapa, noi n-am apucat să facem absolut nimic pentru că din ăsta nu era chestie. Deci nu știm nimic, nu am nicio idee, nici noi. Care a făcut un craft? Asta are mai multe biomuri decât iteme sunt în Minecraft. Exact. Cam unde sunteți, mă? Ce foarte de... fain. Eu sunt lângă multe vaci, chiar foarte mai multe. Mai, dar ce-mi place textura asta. Eu mi-am găsit așa un loc de început aici, eu zic că locul ăsta e chiar la un copac. Bă, haideți toți să începem să ne facem. Lasă două vaci. Chiar lasă două textură păi șmecheră. Bă, dar de ce e vaca aia albă și aia altă e neagră? Ai shader? De la radiațiile care au urmat după explozia... Da, mă, de la dispozitivul nostru. Da, da, de la dispozitivul nostru care a fost creat foarte inteligent. Bineînțeles de către noi. Să vă da, ideile alea... au fost. Da, au, da, au fost puțin nasoale. Bă, mor. Ți-am spus la începutul experimentului Trex să verifici releul înainte. Ai spus, am 4 nuclee, nu e o problemă. Tot o să fie da, bine. Uite unde am ajuns. Bă, haideți tot să ne apucăm. Dar stai, era și ei de acolo. Să ne facem un Trex, deci toată vina pică pe Trex. Da, să ne bă. Facem și noi un coteț, aici fiecare în același loc să ne pierdem. Ce ești tu, bă, câine? Bă, voi știți că m-am pierdut de voi, nu? Păi, da, eu... am zis să vin încoace, dar eu vorbesc eu, auzi. Ce înseamnă încoace? Asta e lume 3D, Andrei. Încoace e un pic vag.
Mi-am făcut o sapă, mă duc să fac fermă. Mai aici cu treaba. Bă, se face noapte, nu cred. Bă, haideți aici totuși mai pe plajă să fim. Uite, eu aici, stau la copacul ăsta între ei. Aici mai bine aici. Avem de flash, frate. Bă, ne facem ziduri din pământ? Zic că e cel mai. Eu să mor de foame. Da, hai să facem, să facem, nu știu, un contur al... Mi-am făcut o lopată. Păi și eu. Bă, am putea să ne gândim... Coordonate ceva, vă rog. 7500 cu 8500. Sau mă mai bine. Da, și imaginați-vă că mapa se duce până la 20.000. Exact. Deci e imensă, e... Și ideea e că toată mapa e custom. Exact. Bă... Cave-uri, tot acolo. Asta e foarte tare, eu o să ne distrăm, eu zic că sper să vă placă și vouă seria, pentru că din punctul meu de vedere e ceva original. Adică nu e, pur și simplu, un SMP, o hartă vanila normală. Ce zâmeric se face. Și ne jucăm și atât. Și facem verbe de aer. Nu. Și dacă era modat, era deja ceva prea monoton, adică peste tot vezi SMP-uri modate sau normale deja. Da, dar mai rar cu o poveste. Mamă, are cineva un golf, că nu văd nimic. Asta e că-mi fac charcoal. Haideți, bă, pe plajă e lumină dacă aveți shader. Bă, dar eu zic să... Unde? Pe unde v-ați spus voi? Că eu am găsit aici un copac, iar... Uite aici, mă, ne punem aici, ne facem noi aici... Bă, acolo, o groapă. Fă-mă, o peșteră, o colibă, ceva, că... Eu cam mor de foame, nu știu cum să vă zic. Mamă, tu luați o mâncare, bă. Am eu mâncare, hai că pun la prăjit. Sunt singurul care și-a mi-am luat și lumină. Luați și cheaba la aceea, e carnea mea. Vin și eu înspre voi acum. Bă, da, chiar, eu trebuie să dau de căul. Spam. Deci fă-ți de la... Bă, charcoal, mă. Charcoal, da. Dar tu joci cu shader sau? Nu. A, bă, o torță îmi trebuie, mă, atât. Păi da, normal. Ți-am furat. Ce dă Roni acolo la pom, să mă riu. Da, eu nu văd nimic, asta e beza totală, dacă vine vreun mob am pus. Eu pe viitor o să fac și ceva mâncare pentru mine, că... Ai mâncare 3 sau o bucată vreuși? Nu, am una prăjită, dar o țin în cazuri. Sunt singurul care l-aude pe Ase încet, Ase i-a zis. Ase, de câte, ce câte omor, bla, bla, bla. De ce omor porcii, mă? Da. Că mi-e foame. Păi, dar și ce? Da, și... Nu-mi vrei o torță? Foame după ce o fac. Avem câini la apropiere. Ne luăm... Dă-le la ăștia cu shader torță. Opa, o spider pe aici. Spider. Bă, suntem pe... Putem să omorâm oile. Da. Ne facem avem doar un pat, mai bine lasă-le să le mulțim, că... sau cum vreți. No, fraților, momentan am întrebat multe persoane, Roni, dacă mai e o torță. O să acceptăm cereri sau ceva de genul în serie. Bă, momentan suntem numai noi 6, momentan e bine așa. În această serie, dacă va mai fi să intre cineva, nu va conta câți abonați are sau câte vizurare sau ceva de genul. Contează să ne înțelegem noi bine cu el. Deci nu vor fi voturi de intrare, dacă noi 6 toți spunem da, bă, e de treabă, înseamnă că o să intre. Dacă unul singur are o problemă sau ceva cu el, astfel încât, nu știu, poate să pună râcă sau ceva de genul, știi? Exact, nu va mai fi aceeași comunicare între noi, nu vom mai fi toți. Care mi-a luat căul? Eu... Deci eu am stat, am pus lemn, bă. Roni! Așa. Eu l-am luat, mă, mi-l-o luat, l-o luat. Bă, pe astea l-alergă un păianj. Vreau să-mi fac o torță, nu știam că o să-mi dai. Pe mine mă alergă moarte imediat. Care muriți de foame? Eu. Și eu. Moartea întreabă de tine. Nu mai cânta că spargi geamurile. N-avem geamuri, e ok momentan. Uite creeperi. Aici facem așa, tunel. Oh. Da, da, gen așa. Andrei, nu ia două. Bă, ce s-a auzit? It was nice though. Bă, mă aud ok? Ai, da, textura asta e genială, frate, efectiv. Păi, dar nu, deci fiecare să... Nu facem unde să stăm toți. Fiecare să-și facă o coliba lui prin zona asta. Stai, mă, prima zi... Nu avem de unde să facem. Acum am o coliba noastră. Asta e coliba noastră. Păi da. Păi prima zi n-avem unde să ne băgăm toți. Hai încă trebuie să am eu dirt. Poate fac zombalău micuț. Bă, dar chiar trebuie să scăpăm lumea de monștri. Îmi bag... Au, piciorul. Vom mai încerca experimentul, nu? Da. Nu m-am dirt. Odată ce... Stăm aici. Bă, păi și noi ce facem până vine dimineață? Stăm. Muncim. Minez. Ce să vreau? Vreau și eu ceva mâncare, vă rog. Nu ai voie. Am bă, de spumbă acolo. Pot să-ți dau eu ceva, dar nu-i prăjit, din păcate. Bă, mini zombi. Mini zombi. Uite cum s-au bătut ăștia aici. Trec să ai 3 bucăți de piatră. Am putea să săpăm pe aici, că trebuie să dăm cave cumva. Aha. Salut.
Mai faceți niște cercuri. Bă, atâta timp când nu văd pe nimeni, eu mă duc să tai lemn. Pe nimic. Trec să-mi vede pe nimic. M-am corectat. Bă, dar ce faci, bă? Știți care e toată chestia? Nu mai aveam deloc. Bă, mă duc să fac fermă de uit, mă, lăsați-mă în pace. Păi de-aia să le pun acolo, că-s prea în mijloc. Ronin bate un mob cu torța, să mor eu. Da, dar numai criticale am dat. Dar bine că te bagi aici, frate, la lemnul meu. Ba, avem lopata să mai fac. Deci toată chestia e că toată zona asta trebuie să o umplem. Asta, tu vii cu mine. Hai, Red, mă ajuți aici? Bă, chestia că m-aș duce să mă ajut pe mine. Da, hai că vin să te ajut pe tine. Să facem cumva peștera aia acolo. Mai, nu știu. Păi... LOL, cum se aude când se spargă, da? Eu iau prin... Gata, ajunge, asta. Ajunge, hai încoa. Vă știați că au copaci rădăcină? Da. Deci e epică mapa, îmi place la nimeni. Ia. Aud. Oh, un schelet. Oh, mamă, ce e pe aici? Auzi cave? Da. Aude cave. Uite, am găsit cave mare. Oh, spider. Oh, shit. Înapoi. Bro, dă-te mai spate. Bă, veniți. Hai înapoi acasă, hai înapoi acasă. Vezi tu faptul. Wow. Ce ați găsit? Da, cum ați săpat aici? What? Da, cave-ul fără fund? Bă, hai să facem aici un fel de bază sus aici. Oh my god. Bă, să nu ne pice ceva de deasupra. Și chiar o să fie interesant, sincer, să fie foarte interesant ceea ce vom face noi pe aici. Unde se termină? Bă, mai trebuie să facem rost de mâncărică. Eu vreau noi explorăm cave-ul ăsta acum. Păi noi nu putem să-l explorăm, murim, naiba. Ronnie. Ai trei bucăți de piatră. Ai luat piatră și mai puneți aici. Am piatră deloc. Între timp ia să mai fac niște bă, torți. Bă, târnăcoape ne-ar trebui, lasă torțele. Fă târnăcoape la toți, dacă ai. Bă, avem nevoie de mâncare. I got one. Da, bem. Ce faci, bă, Red? A, acoperi aici? Eu momentan mai pun torțe prin jur, da, mă, dar... Păi eu m-aș duce să fac, dar n-am... Ce n-am? Smooth monster. Roni, hai cu mine, ai sabie? Nu. Bătea cu torța, ce să... Nu are o sabie. Stai că-mi fac eu sabie. Am eu. Îmi fac și una. Bă, eu cred că am umplut destul de bine zona cu torțe până acum, eu zic că e ok așa. Mi-e place că sabia mea e transparentă, e într-un bă, fel bine. Bă, eu am făcut, am găsit un cave, am făcut o bază mică. Înapoi, că e schelet aici. Să oh my god, fugi. Table, pe aici, pac. Las că vine Eddie, Master of PvP. Păi și eu trebuie să ajung cumva la plajă. De ce? Să mă apuc să fac mâncare. Las că te bronzezi mâine, Trex, nu-i bani. Păi până mâine... Pe oricum e soare. Oricum ai timp aici să te bronzezi. Oh, cât mai e până la plajă de la muntele ăla. Bă, eu am făcut aici un fel de bază jos. Bă, oricum, eu zic că o să ne facem aici un sătuc frumos, o să ne facem un port. Sunt urmărit! Pentru că avem deschidere la mare, o să ne facem un drum către munte, să ne facem acolo ceva. O să facem foarte multe chestii oricum. Exact. Nu va fi o serie care îți va termina în 10 episoade, nu? Deci o să fie o serie de durată. Păi gândește-te să explorăm doar biomurile alea șmechere pe care le-am văzut acolo. Exact. Păi gândește că să explorăm numai biomul ăsta unde suntem noi, ne ia vreo 100 de episoade. Bă, 100 nu, dar hai să zic 10 mers continuu, da. E foarte mare. Ok, bă okay. Poate implementăm și ideea care am avut-o atunci cu Vigil, cu Dani. Ar fi epică. Bă, astea o să vedem pe parcurs dacă e. Păi bă, eu zic că cam ajuns. Oricum mai așteptăm și sugestii de la voi. Yep. Bineînțeles. Dacă aveți ceva. Pad mobi. Da bun băi, păi cam asta a fost primul episod, ce pot să vă spun? 14 minute? Da. Cam așa. Da, stai cu alea, da. Na bun, bă, eu am găsit lupi aici. Ce lup frumos. Și mulți. Vine ziua, mamă, ce șmechere pe plajă. O să facem rost de lupi. Și eu vreau să văd. Și eu vreau. Hai să vedem răsăritul așa ca de sfârșit de clip. Dă-te băase. Stai, unde e? Dacă n-ai shader degeaba. Mi-a dat scheletul boost, nu-i vai. Bă, nu mai pot sprinta. Bă, vezi că e un Enderman lângă tine. Bă, eu. Săgeți? Bă, ajut, bă, mă lăsați aici. Nu, okay. Nu pot să ajut, că nu-i frumos. Fă bunny hop, fă bunny hop. Red, tu erai tipul care a apăsat pe butoane la experiment. Putem găsi. Deci plajă, trec. Da, oh, dai mult de mers. Ce plajă. Ce fain ești, mă. Super tare. Mamă, dar ce textură șmechere. Nu suntem pe aceeași parte. Bă, trebuie să-mi pun și shader. Mamă, cum vine. Băi, destul de șmecher cu shader-ul. Da. Cu 8-8 ai shader-ul direct pus. Uite, porcaleți. Cum adică să ai shader-ul direct pus? Bă, fraților, cam asta a fost episodul. Eu sper că ați înțeles. Cam
nu știu, ce rol are această serie și ce o să facem noi aici. Adică, frate, e survival multiplayer cu o poveste. No. Yep. Simplu, mult mai simplu. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă ne susțineți în continuare. Și, fraților, revenim cu următorul clip, bă. Vă salutăm cu toții. Pa! Salut!